Hello tuturor și bun găsit înapoi la show! Haideți că Dacia au prezentat un comunicat de presă oficial în care își anunță viitorul lor model electric, ce se va numi Dacia Spring. Doar că, de fapt, nu este modelul lor. Este vorba, de fapt, de un rebranding al unui Renault disponibil încă de anul trecut spre comercializare pe piață din China, ce se numește Renault Kangoo și care, de fapt, este varianta cu propulsie electrică a unui alt model mini de Renault, ce se numește Kwid sau Kwid, ce este disponibil cu propulsie convențională de ani de zile pe piețele din India și din Brazilia. Deci, practic, în esență, Dacia Spring este de fapt Renault Kangoo, care este de fapt Renault Kwid, cu care cei de la Renault vor să acapareze piața de buget sau a vehiculelor low cost electrice în Europa și, bineînțeles, dat fiindcă brandul lor Smart Buy sau low cost este Dacia, o vor propune pentru piața europeană cu un rebranding de Dacia. Singurele diferențe sunt anumite detalii minore la stopuri, dar importante, voi reveni imediat asupra acestei idei, și, bineînțeles, faptul că pe piața noastră va avea emblemă de Dacia și nu de Renault. În rest, caroseria este absolut identică cu cea a Renault-ului Kangoo și a Renault-ului Kwid, da? Și, că tot vorbim de caroserie, ce fel de caroserie va avea noul model? Ei bine, va avea o caroserie de tip mini, dar, cum se arată și în aceste imagini, modelul va fi într-adevăr un fel de crossover, în esență va avea elemente cosmetice ce amintesc de un SUV. Nu va fi SUV, știu că mă veți întreba dacă va avea tracțiune 4x4, nu, tracțiunea va fi față, cel puțin în cazul Renault-ului Kangoo este față și nu avem să ne îndoim că în cazul Daciei Arc va fi altfel. De fapt, hai să discutăm un pic de la ce vine numele de Spring. Evident, primul lucru la care te gândești când auzi numele ăsta este la primăvară, verdeață, aer curat, prospețime. Toate chestiile astea merg mână-mână cu ideea de autovehicul electric. Dar de asemenea am stat și m-am gândit și este foarte probabil ca Spring să vină într-adevăr și de la Arc sau mai exact de la Salt. Evident, Dacia cu acest nou model pășește cu un salt eroic într-un viitor absolut glorios, cel al propulsiei electrice, și trebuie să facă lucrul ăsta, nu numai că vin reglementările WLTP peste ei, dar și ca să acapareze piața low cost a mașinilor electrice în Europa, o piață deosebit de importantă, sunt sigur, în deceniul în care tocmai am intrat. Acum, mai întâi să vă zic câteva detalii ce ne le-au furnizat cei de la Dacia în comunicatul lor oficial de presă, după care voi completa eu însumi cu câteva caracteristici tehnice pe care cei de la Dacia încă nu ni le-au dat, dar care le putem vedea la Renault-ul Kangoo. Ei bine, conform comunicatului celor de la Dacia, modelul lor Spring va fi lansat în anul 2021, deci n-am fost foarte departe în estimările mele. Va fi un model de clasă mini, dar care va avea 4 locuri veritabile, deci vor putea fi ocupate de 4 adulți veritabili, de preferat corpolenți, destul de pântecoși, cu foarte multe sarmale la bord, sau posibil să poți rabata bancheta și să pui acolo în spate un porc. De ce nu? Trebuie să fie mașina gândită foarte bună pentru piața, foarte bine vreau să zic, pentru piața noastră, nu? La urmă. Și de asemenea va avea o autonomie de doar 200 de kilometri conform celor de la WLTP. Evident, această autonomie cât și modelul acesta de caroserie vor indica faptul că noul Spring va fi un model destinat preponderent traficului urban. Evident, asta cuplat și cu faptul că la noi în țară infrastructura stațiilor de încărcare electrică este aproape non-existentă, întărește această idee. Nu este o mașină cu care vrei să faci turul României, da? Și acum, să revin la stopuri, pentru că v-am zis că voi reveni. În primul rând, Dacia Spring va avea atât faruri cât și stopuri full LED, iar stopurile vor prezenta în premieră noua identitate vizuală. Marca Dacia, și anume cea de Y culcat. De fapt, din ce văd eu aici din poza asta, este vorba de o evoluție sau o metamorfoză a designului actual, cel în formă de fagure, da, cu 4 dreptunghiuri caracteristice. Nu pot spune că îmi displace, ba chiar îmi plac foarte mult stopurile.
Și este perfect ok, nu este nicio problemă. Bun. Ce alte aturi au dat cei de la Dacia? În principal, trebuie să ne așteptăm la toate aturile caracteristice unui vehicul pe propulsie electrică, și anume emisii zero, absența vibrațiilor, funcționare silențioasă și, de asemenea, acestor caracteristici, noul Spring va beneficia și de caracteristicile standard ale oricărei Dacii care se respectă și cu care ne-a obișnuit constructorul nostru, da? Și anume robustețe, calitate, fiabilitate la un preț foarte accesibil. Vom discuta imediat mai multe despre acest preț care va fi și, de asemenea, costuri de întreținere reduse. Bun. Și acum că am terminat cu toate informațiile ce au fost furnizate oficial de către cei de la Dacia în comunicatul lor de presă, haideți să vă completez eu cu niște date tehnice bazate pe Renault-ul Kadett. Și anume, în China acest model este propus la un preț de 8.600 de dolari. Estimativ, da? Asta ce înseamnă? Înseamnă că, probabil pentru piața noastră și pentru piața europeană, putem să ne așteptăm la un preț în jurul valorii estimative de 8-9.000 de euro. Probabil va fi un pic mai scump modelul ăsta pe piața noastră decât pe piața din China, dar în continuare pentru un autovehicul electric este un preț imbatabil, zic eu. Deci automat acest preț, dacă vor reuși să-l ofere pe piața noastră, va face din acest model un vehicul foarte, foarte râvnit, îmi imaginez eu, mai ales ca mașină de flotă pentru toate firmele eco-friendly, da? Dar și probabil și pentru persoane private. Este un preț incredibil de bun pentru un autovehicul electric în anul 2020. Presupun că puteți fi de acord cu mine. De asemenea, știm că pe Renault-ul Kadett bateria este de tipul lithium-ion, că are un timp de încărcare de invidiat, și anume de la 0 la 80% se poate încărca în doar 55 de minute, asta e cu 5 minute, 5 minute mai puțin de o oră, la o stație de încărcare rapidă, desigur, nu la priză acasă. Acest model beneficiază pe piața din China de un motor cu putere de 44 de cai, nu e nici pe departe mult, dar ca să faci zoom zoom prin traficul urban cu model mini este suficient. Și de asemenea, cuplul va fi sau este, în cazul Renault-ului Kadett, de 125 de Nm. Și cam astea sunt toate informațiile pe care eu personal am reușit să le strâng despre acest viitor model Dacia. Mă supără oarecum, dar înțeleg cum lucrează marketingul, dar totuși mă agasează pe mine personal un pic faptul că promovează Dacia Arc ca fiind un model nou, inovator, prototip, hai de mine, nu știu ce, când de fapt este vorba de un rebrand a unui model ce se comercializează încă de anul trecut în China. Ceea ce probabil, dacă stau mai bine să mă gândesc, ne putem aștepta ca viitorul Spring să vină la pachet și cu un box de Corona. Dar nu numai atât, chiar și Renault-ul Kadett din China este de fapt o variantă cu propulsie electrică a unui model ce există deja și se comercializează în India și în Brazilia de ani de zile. Da? Deci, asta este ideea. Vă mulțumesc pentru vizionare. Să-mi lăsați ca întotdeauna ideile voastre și impresiile voastre în legătură cu acest nou model în secțiunea de comentarii. Abia aștept să vi le citesc și ne vedem data viitoare. Dar însă, până data viitoare, dacă v-a plăcut acest video și vi s-a părut informativ și util, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja. Și vă doresc o zi absolut eco-friendly, astfel încât Greta să fie cu tine. Și de asemenea, însorită, senină și superbă. Numai bine și bye bye!